cuvinte, Hristos a înviat, mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră în chilie. Adevărat că a înviat. Salutul pascal, Hristos a înviat, înseamnă mult mai mult pentru părintele arhimandrit Gavril Burzo de la Mănăstirea Sfânta Treime Breaza din Maramureș. În 1962 n-am putut spune adevărat că a înviat, pentru că o să vedeți dumneavoastră în noaptea de înviere, capitanul, comandantul lagerului a venit în baraca unde eram 250 de bandiți, cum ne spune nouă, deținuților, și unul dintre deținuți, care era de planton, a zis: în timpul serviciilor meu a înviat Hristos. Pentru aceasta el a trebuit să fie pus în lanțul și dus la carcere 7 zile. Noi ceilalți deținuți am început să cântăm Hristos a înviat de răsuna baraca, pentru că nu a avut atâtea lanțuri pentru toți deținuții. A ajuns în temnițele comuniste pentru că a întocmit și a semnat, alături de aproape 500 de credincioși ortodoxi din localitatea Suciu de Sus, un memoriu pentru eliberarea din închisoare a părintelui Florea Mureșanu, teolog ardelean, profesor și protopop al Clujului. Părintele Florea Mureșanu a fost dus la canal împreună cu soția lui, a promis lui Dumnezeu că dacă va scăpa cu viață, va construi un schit, o mănăstire sau un altar, o mănăstire sau o biserică. Și a dat bunul Dumnezeu încă în 1952, s-a eliberat, în 1953 a fost numit preot în Suciu de Sus și după un an de zile găsește locul frumos în Poiana Brezei, unde a primit 3-4 are de pământ și a construit acolo cu oamenii din sat o mănăstire mică, tip maramureșan, din lemn. Așa se face că această mănăstire a durat 4 ani de zile, că în 58 a fost arestat, fiindcă a făcut-o fără aprobările comuniștilor. Urmarea a fost că după o lună de zile, în 23 septembrie 1958, am fost arestat, după ce făcusem 4 ani de seminar la Cluj, eu, bunicul, că s-a făcut în casa lui memoriu, și fătul că mi-a dat mie hârtia. Am fost dus la cercetări la Baia Mare, unde am stat până în decembrie. Acolo, la cercetări, ne-a pus ochelari de tablă, prin care nu vedeai nimic, te lua sergentul și te ducea până în camera anchetatorului. La nici 20 de ani, viața i s-a schimbat. Cu toate acestea, ne-au arestat pe noi fizic, dar sufletește eram liberi. Glasul clopotelor nu a putut să îl închidă. Și de acolo am fost duși la satul mare, unde am nimerit împreună cu fătul, cu ciceu Gavril și cu 2 unguri. Etajul 3, camera 57, locul pe care nu îl va uita niciodată. În mijlocul celulei era o tinetă în care ne făceam noi necesitățile. A fost și la izolare. Durerea și lipsurile nu l-au doborât. Dimpotrivă, l-au întărit în credință. Îți dădea de mâncare, căpătai 2 zile era post negru, pâine îți dădea numai, și a treia zi căpătai ca și ceilalți deținuți. La orele 10 seara îți dădea 2 pături, le puneai pe ciment, la 5 dimineața ți le lua. Ei, de la 5 dimineața până seara la 10, toată teologia care am învățat-o, am repetat-o. Și îți dă Dumnezeu o putere în acele momente grele. Pentru că știam pe de rost predica de pe munte, știam pe de rost multe rugăciuni și de dimineața până seara le rosteam toate și mă umpleam sufletul cu credința în Dumnezeu că odată m-am scăpa și cu rugăciunea puternică către Bunul Dumnezeu și către Maica Domnului. Bandiți. Toți erau bandiți în închisoare. Cine era banditul? Părintele bune, dirigentele meu, prințul Ghica, profesorul Musceleanu, protopopul Spulber, preotul Marinescu și alți deținuți, ingineri, medici. Bandiți de seamă. Da, ăștia, așa eram noi catalogați,
catalogați cu titlul de bandit. Nu toți scandalii spuneau, dar marea majoritate așa spuneau. Niciun condamnat nu are voie să intre. Bandiților, știi? În sfârșit, râdeam noi ce... În sinea noastră noi știam cine suntem și de unde suntem și unde trebuie să mergem și cât trebuie să răbdăm. A fost purtat prin mai multe închisori până a ajuns în Balta Brăilei și în lagărele de deținuți de la Marea Neagră, unde a suferit chinuri, bătaie și a fost înfometat. Îți mai trece prin lucrurile astea încă o dată? Nu, nici pe pui de șerpe nu vreau să treacă, nici pe dușmanii, nici pe nimeni să nu suferă ce am suferit noi. Dar foame, bătaie, era cea mai greu minință să-l vezi pe altul dezbrăcat în pielea goală, costuma dam. Era pe echiziție miez de noapte. Și intra capitanul cu doi, la satul mare, cu doi sergenți și cu clavașa din aceea, cu gumă și dădeau. Dădeau noi, știți? Dar unul care era mai temător de Dumnezeu, poate, mă dădea și în patul, nu chiar în noi. Se uita la capitan și dădea și în pat, care mai avea suflet în el. În delta munceam la muncile agricole, la prășit, la ăsta, dar cea mai grea muncă era la îndiguirea Dunării. Trebuia să duci 2 metri cub și jumătate să faci o groapă din care ai dus pământ, cam 150 de metri, cu roba, unde aveai stilul. Stilul era cazmama, lopata și roba, cele trei unelte, și robul noi, adică care trebuie să le ducem să îngrădim Dunărea. Dacă îți făceai norma, primeai o carte poștală tip, pe care scrie așa: dragii mei, punct, sunt sănătos, punct, vă rog să trimiteți în colegie 5 kg de alimente, puteți spune brânză, slănină și o pastă de dinți. Alt coleg, nu îmi trimiteți până vă cere prin altă carte poștală. Am primit... scris. Dacă nu făceam, nu scriam ce era scris, nu căpătam. 2 pachete am primit acolo și era o bucurie că toți ne bucuram când venea câte ceva de acasă. A asistat la orori inimaginabile. Între noi era un preot armean care se ruga mult lui Dumnezeu. Și intră comandantul cu un cui agățat de oață. Cădește-i popă, după ce ne zărbeacă la pieile goale. Cădește-i popă, trebuie să ne cădească la părțile ascunse, să ne iertați. Ne-a cădit el cum ne-a cădit, dar când i-a dat polonicul și a zis: cum e că e popă? El atunci a strigat ca în gură de șarpe: domnule comandant, de mine vă puteți bate joc, dar de Hristos nu. În clipa aceea a luat mătrula din colțul camerei, i-a vrut-o prin gură, i-a scos-o prin ceafă și l-a omorât călcându-l cu cizmele în mijlocul camerei, în fața noastră. Noi toți am tremurat. Unul dintre noi a și albit în clipa aceea. Este greu de imaginat că un om a putut să treacă prin astfel de situații dramatice. Cum a supraviețuit? Ne dă singur rețeta: credința, nădejdea și iubirea. Dar n-ați deznădăjduit niciodată? Că nu. Nouă ni se pare așa ceva incredibil ce ați trăit. Da, e adevărat, ăsta ora de astăzi se pare incredibil, dar noi am trăit-o pe propria noastră piele și ne-a ținut pe noi ce? Credința în Dumnezeu, nădejdea în Dumnezeu și iubirea față de Dumnezeu. Noi făceam rugăciuni comune acolo, cu preoții ne rugam, făceam și Sfânta Liturghie când primeam vin de undeva de la brigadierii civili, pâine era acolo, făceam și rost de pâine și preotul pâine, făceam cum ne-a ajutat Dumnezeu. Noi credeam în ceea ce făceam. Eu eram pe diacu acolo și unul păzea în colonie, știți, gardianul, că gardianul se plimba printre noi, gardianul semnează caraliu, în limba turcă însemnează suflet negru. Și trebuia să avem grijă ca aceste suflete negre nu se apropie de cei care slujeau Sfânta Liturghie acolo. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A învățat să fie smerit. Aceasta este cea mai importantă lecție de după gratii. Am învățat acolo să ascult. Am învățat să fiu smerit. Am învățat să tac, să ascult pe alții. Acum își duce bătrânețea în rugăciune la mănăstirea Sfânta Treime Breaza. Povestea lui pare desprinsă din cărți. De fapt, acolo o și găsim acum. În chilia lui, la loc de cinste, stau cărțile despre martirii din temnițele comuniste. Numai cărți despre martiri aveți. Da, le-am primit aceste cărți de la Episcopia de Cluj, pentru că aici este părintele Bunea, dirigintele meu, cu care am fost în detenție în aceeași brigadă, și aici părintele Florea, care a fost condamnat în 1959, în data de 17 aprilie. Dânsul la 25 de ani, eu la 6, bunicul la 4, fătul la 4 ani de temniță grea. Părintele Florea Mureșan a murit la Aiud, dar memoria lui nu va dispărea niciodată. Ele știu că a murit la 61 la Aiud. El a fost dus la închisoare mai aspră, n-a fost scos la muncă și a decedat. Unii spun că și-ar fi dat mâncarea la alții. Alții spun, altă versiune este, că l-ar fi otrăvit. Oricum, ori una, ori alta, dar nu mai este. Dar memoria lui a rămas mănăstirea, a rămas școala din Suciu de Sus, care îi poartă numele lui, școala Dr. Florea Mureșanu, și a rămas omenia și respectul față de toată lumea. Își citește cu voce tare povestea vieții și suntem recunoscători că ne-a primit în chilia lui și și-a deschis sufletul pentru noi. În anul 1938 a văzut lumina zilei în localitatea Suciu de Sus, Maramureș. Pe când urma cursurile seminarului teologic din Cluj, a fost arestat. Este vorba de susținerea părintelui profesor Florea Mureșanu, fost protopop al Clujului. Acesta a fost motivul uneltire contra ordinei sociale. Îi mulțumim pentru lecția de curaj, demnitate și dragoste față de credința ortodoxă pe care ne-a dăruit-o.